Sabbaths were always the high point. Sabatele erau evenimentul săptămânii în casa Elenei White. Când am vorbit cu nepoții Elenei White acum câțiva ani în urmă, mi-au spus că în data ce se termina sabatul, începeau deja să se gândească ce o să facă următorul sabat. Sabatele erau foarte importante. Am vorbit cu copiii lui Willie White, din copiii din a doua căsătorie. Prima lui soție murise în 1890, iar el s-a recăsătorit și avea copiii din a doua căsătorie. Ei locuiau în Elmshaven, în nordul Californiei, unde este un climat moderat și ai flori aproape tot timpul anului. Copiii se uitau până și la flori ca să vadă care dintre aceste flori vor fi cele mai frumoase pe vineri seara, ca să le culeagă atunci. Vineri seara avea un altar diferit de restul săptămânii. În timpul săptămânii, lucrătorii și fiul ei țineau altarul în familiile lor, dar vineri seara toți erau invitați în casa Elenei White. Casa lui Willie White era cam la 5 minute distanță când coborai la vale, dar când urcai făceai 7 minute. Dar toți veneau la ea în casă. Toate erau pregătite pentru sabat. Pantofii curățați și lustruiți, hainele călcate și spălate, hrana terminată. Totul era pregătit pentru începerea sabatului. Iar ei mergeau la casa bunicii ca să înceapă sabatul. Ei se strângeau în sufragerie. Dacă ai ocazie să treci prin California, poți să o vizitezi casa ei deschisă pentru vizitare, unde poți vedea chiar scaunul pe care stătea ea în aceste ocazii. Ellen White cobora din camera ei de sus, unde scria sau dormea, apoi se așeza pe scaunul ei. Toți deschidea sabatul cu cântece. Te gândești că dacă era casa ei și ea era profetul, trebuia să aleagă ea cântecele. O, nu! Se împărțeau cărțile de imnuri, apoi cineva spunea un imn, propunea o cântare. O persoană cânta la orgă și toți cântau cu bucurie. Se cânta mult în casa Elenei White. Ei îi plăcea să cânte la închinare. Apoi ea citea. O spun nu pentru că așa ar trebui să facem și noi. Noi toți ar trebui să avem un serviciu de închinare, dar să nu credeți că acesta este singurul fel de închinare. Eu vă povestesc ce s-a întâmplat în casa Elenei White. Ellen White citea din Biblie. Am vorbit cu nepoata ei, Grace, și a spus că Ellen White citea numai din Biblie vineri seara. Nepoata de asemenea a spus că Ellen nu a comentat ce a citit, ci a lăsat ca cuvântul lui Dumnezeu să vorbească de la el însuși. Serviciile erau scurte pentru că nu vrea ca nepoții să fie obosiți. Citea ceva scurt, apoi fiecare se ruga. Oricine era prezent se ruga, chiar dacă era președintele de la conferință sau numai ultimul copilaș de acolo. Se rugau în cerc cu o simplă rugăciune, numai câteva cuvinte. De ce voia Ellen White ca toți să se roage? Chiar și cei mai mici participanți, dacă știau să vorbească câteva cuvinte, ei se rugau. Dacă știți ceva din istoria Elenei White, când era ea mică și de cealaltă înainte ca ea să intre în mișcarea milenită, ea era foarte rușinoasă și nu putea să se roage în public și nu voia ca nepoții ei să aibă aceeași problemă în a se ruga în public. Grace mi-a spus că ea s-a rugat cu lejeritate în public. Are prieteni care, dacă au fost rugați să se roage în public, sunt încremeniți de emoție. Pentru Grace însă, acest lucru vine natural, pentru că făcuse toată viața ei. Ellen White făcea lucrurile cu intenții. Avea intenții și cu aceste rugăciuni în public. Repet, nu rugăciuni lungi, ci scurte. Nu trebuie să obosim oamenii cu rugăciuni lungi. Deci fiecare se ruga scurt și învăța să se roage în public. După rugăciune, copiii mergeau în alte camere unde revizuiau lecțiunea școlii de sabat. Apoi, la sfârșitul sabatului, la fel ca și vineri seara, toți cântau și Ellen White citea ceva din scriptură.
Apoi, pentru că pusese soarele, făceau floricele de porumb cu mere și povesteau. Ce povesteau? Ce fel de povești? Păi Grace și Arthur mi-au spus. Ellen avea o dorință ca Willie, fiul ei, să povestească istorii despre primii adventiști. Mișcarea adventistă a ieșit din mișcarea milenită în 1840. Willie nu era în viață pe atunci. El s-a născut în 1854, dar el a auzit pe părinții lui povestind despre acele zile și a trăit în timpul istoriei advente. Dar de ce voia Ellen ca fiul ei să vorbească despre istoria adventă? Ea a avut un scop cu aceasta. A vrut ca nepoții să crească cunoscând istoria bisericii adventiste. And then he had lived Adventist history from 1854 on, or by the time he was 10 or so he could remember it. So he's telling stories. And again, Grace said, why was grandmother wanting her son to tell us stories about Adventist history? Well, again, that's that intentional Ellen White. She wanted us growing up knowing the story of God's leading in the beginning of the Seventh-day Adventist Church. Now, Sabbath. Sabatele erau iar ceva special, mai ales dacă Ellen White predica în una din bisericile apropiate. Familia se bucura mult, nu neapărat pentru că vorbea bunica. Familia cunoștea în mare cam ce vorbea Ellen White, dar ceea ce era interesul lor era că după serviciul divin avea o masă în natură cu toții. Se numește picnic. Nora Ellenei White mi-a povestit că pe vreme nu erau sisteme de amplificare, așa că Ellen White trebuia să vorbească cu forță, folosind capacitatea pulmonară. Aceasta îi lua foarte multă energie, așa că de multe ori, în efortul ei, termina predica fiind toată transpirată din cauza efortului. În loc să dea mâna cu oamenii de la adunare, așa cum se întâmplă de obicei, se ducea într-o cameră să se schimbe. Până terminea iar să se schimbe, să-și dea toate hainele jos și să ia un alt rând de haine, majoritatea oamenilor pleca. Ceea ce le convenea nepoților pentru că urma masa mai repede. Depindea la ce adunare era, în Santa Elena sau în Calistoga sau undeva în apropiere, pentru că nu trebuia să meargă prea departe. Dar asta însemna că vor mânca în natură, sau într-un loc, sau în celălalt. Aveau locuri preferate. Ei luau masa împreună. Oamenii luau copiii ca să pregătească masa, să încălzească mâncarea. Ei nu găteau mâncarea, ci o încălzeau în niște containere din acelea care se mențineau uneori mâncarea caldă, dacă nu încălzeau un pic. După ce mâncau, nu se grăbeau nicăieri. Sabatul era o zi relaxată, de a fi împreună cu familia și cu Domnul în natură. Ce făceau? Ellen White avea unele lucruri care le făcea și pe care Grace le amintește. După masă, îi ruga pe cei din jur să îi recitească unele din scrisorile misionare pe care le primise în acea săptămână. Fie că erau de la fratele Daniel sau de la președintele conferinței generale sau de la alți frați sau misionari care i-au scris. Ei citeau aceste scrisori. Ellen White deja citise aceste scrisori. Atunci de ce trebuia să le citească din nou în aceste scrisori? Grace ne spune, de asemenea, că bunica avea intenția ca noi să creștem cunoscând faptul că facem parte dintr-o biserică mondială. Nu erau doar bisericii cu care ei erau obișnuiți, ci făceau parte dintr-o biserică mondială. Cum să faci aceasta mult mai practic decât să citești scrisori care spun despre ce se întâmplă în diferite locuri în lucrare pe lumea aceasta? Altceva ce mai făcea
era ca să recitească capitolele sau pagini din ceea ce a scris în acea săptămână. Secretarele ei trecuseră peste material odată, iar Ellen White le recitise, ca să fie sigură că nu a fost nimic schimbat, ca să, sau, să fie înțelesul corect. Dar acum, de ce? Care era scopul citirii acestor scrieri? Grace spune iară că Ellen White îi plăcea să o roage pe nora ei, pe May, să citească pentru că ea era născută din Anglia, crescută în India, apoi a fost în Australia. Avea un accent britanic și Ellen White avea o plăcere să o asculte pe ea citind în accent britanic. Dar ce vroia cu aceste lucruri? Bunica vroia ca aceste lucruri să fie citite pentru că ea auzea și înțelegea cum sună atunci când scrierile ei sunt citite de alții. Uneori sunetele se suprapun când citești și nu sună bine. Ea dorea ca ceea ce se aude să fie de-a fel de plăcut ca atunci când sunt citite fără voce. Asta era una din motivele ei, dar mai era una și mai importantă, anume faptul că copiii, nepoții, ascultând aceste lucruri, aveau câteva, cândva, să decidă pentru ei înșiși dacă Dumnezeu a vorbit prin ea sau nu. Cum poți cel mai bine să știi dacă Ellen White a fost inspirată de Dumnezeu? Citește ceea ce a scris. Ce a scris se identifică singură. Dacă cineva va citi, se va convinge singur, fără să trebuiască să treci prin tot felul de argumente. Ellen White a vrut ca nepoții ei să crească ascultând mesajele pe care Dumnezeu i le dădea. Era un fel natural ca ei să decide mai apoi dacă Dumnezeu vorbește prin ea sau nu vorbește prin ea. E uimitor când analizez felul de educație pe care Ellen White îl folosea. Cum îi încuraja ca să-și predea inima Domnului, să devină adventiști de ziua șaptea, să accepte mesajele lui Dumnezeu. Dar era totul făcut așa de inocent. Povestea întâmplări sau hai să ne rugăm cu toții, să spunem povești. Nu mai reține exact ordinea, dar urmau jocuri simple de familie, doar ca să fie împreună cu toată familia. Familia era unită, ei își slujeau uniți, mâncau, se jucau și făceau totul împreună. Apoi când s-a terminat totul, plecau la casele lor și își plănuiau ce să facă sabatul următor. Sabatul era punctul cel mai important în casa Ellenei White. Their homes, and guess what? They're already starting to focus on what's going to happen next Sabbath, because the Sabbath was the high point in the week in Ellen White's home. On Sabbath, February 13, 1915, Ellen White was... În sabatul din 13 februarie 1915, mergea în camera ei de la etajul 2 în casa Elms Haven, California, fie că s-a întors sau s-a împiedicat, nu știm, dar a căzut. A strigat de durere și nepoata ei era într-o altă cameră și a auzit-o și a venit găsind-o în ușa intrării în camera unde își scria. Nepoata credea că și-a rupt bazinul în cădere la vârsta de 87 de ani. A ajutat-o să se simtă un pic mai bine, a chemat ajutor, apoi a dus-o la sanatoriul din Santa Elena. Au făcut o radiografie și au găsit că era fractură de bazin. Pe vremea aceea nu se făcea înlocuiri de bazin. Iar pe vremea aceea, dacă erai bătrân și ți-ai fracturat bazinul, era ca o sentință de moarte. Pneumonia se instala datorită lipsei de mișcare, deci toți știau că zilele Ellenei White sunt numărate. În afara faptului că Dumnezeu ar fi făcut un miracol, zilele ei erau puține de atunci. Vă imaginați când s-a zvonit că Ellen White a căzut și și-a fracturat șoldul,
era o îngrijorare în popor. Nu a mai fost un astfel de timp în care omul să aibă o conexie directă cu cerul. Ce va fi în viitor? La ce să ne mai așteptăm? Willie White știa că adventiștii erau îngrijorați și se rugau pentru mama ei. Așa că trimitea câteva rânduri despre starea ei în fiecare săptămână la revista Review și Herald și publicau la sfârșitul revistei aceste cuvinte despre starea ei. Și citind aceste rânduri, îți dădeai seama că ea slăbește în sănătate și în curând se va odihni în Domnul. Când au ajuns la ultimele ei zile pe care le-a trăit, chiar în ultima nu mai era conștientă, doar cineva stătea lângă ea în cameră, iar ultimele ei cuvinte înțelese au fost: știu în cine am crezut. Nu era nicio întrebare în mintea ei. Ea și-a trăit viața în strânsă legătură cu Dumnezeu. Știa că mântuirea ei în Hristos era asigurată. Nu avea nicio teamă de moarte. Ziua morții, pe 16 iulie, într-o vineri după masă, toți știau că se apropie sfârșitul ei. Respirațiile nu mai erau regulate ca înainte, ci s-au lăsat și s-a lansat zvonul că dacă vrei să o vezi înainte de a muri, mai bine vină chiar acum. Deci s-au adunat în camera ei, unde de fapt o pusese de când era imobilizată la pat și era deja inconștientă. Am vorbit cu cineva care a fost prezent în acea cameră în acea zi. Mi-a spus, cum respirațiile ei veneau tot mai rare, a doua nepoată Elenei White, care era o persoană foarte caldă și iubitoare, a stat lângă ea, ținându-o de mână, cu ideea în cap că uneori oamenii, chiar înainte de a muri, devin conștienți. Cum spuneam, era deja inconștientă, iar dacă avea conștiență doar pentru o secundă, vrea ca să o asigure că cineva o ține de mână. Persoana care a fost acolo a spus că nu a fost nicio frământare, ci totul s-a stins ca o lumânare care arde până la capăt și se stinge încetul cu încetul până nu mai arde. Pentru 70 de ani, Ellen White a fost mesagerul lui Dumnezeu. Pentru 70 de ani a dus mesajele de îndrumare, încurajare și speranță pentru mulți. Pentru 70 de ani a umblat cu Dumnezeu zi de zi, așa că ultimele ei cuvinte, așa cum am spus, au fost spuse în confidență. Știu în cine am crezut. So that, as I just said, her last words a few days earlier could be with confidence: I know in whom I have believed.